Bună seara, prieteni! Astăzi la emisiunea Vorba Vine l-avem ca invitat pe deputatul Clemen Negruț, președinte al PMP Alba, sigur și în contextul alegerilor parlamentare ce se vor întâmpla pe 11 decembrie și pe tema aceasta vom discuta cu dânsul despre șansele pe care organizația județeană le are în acest context, dar și partidul în sine. Bună seara, domnule Negruț, și bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Am înțeles că ieri ați depus dosarele de candidatură la Biroul Județean Electoral. Eu mi-am notat listele dumneavoastră și aș vrea să le, pentru Camera Deputaților și Senat, să le și enumăr. La Camera Deputaților, firesc, dumneavoastră sunteți pe primul loc, pe locul 2, Fănel Boncea, economist, da? Am zis bine, Gheorghe Petrean pe locul 3, jurist, Angela Moldovean, profesoară, pe locul 4, Lucian Paul Hariton, jurist, pe locul 5, pe 6 Lucian Panta, iar pe 7 Dorel Corcheș. Exact. Panta electronist, inginer este Corcheș. La Senat, fostul primar din Meteș, Traian Ursaleș, mai apoi Sorin Vasile pe al doilea loc, Filoftea Bârstan, Barstan, jurist, pe locul 3 și Emil Florea pe locul 4. Profesor, da. Dumneavoastră ați declarat că v-ați propus ca obiectiv un loc la Senat și un loc la Camera Deputaților. E un obiectiv realist sau optimist? Nu, este un obiectiv realist și să știți că de obicei, înainte de toate, eu sunt și inginer. Și întotdeauna îmi fac niște calcule matematice, pentru că și aici în politică, până la urmă, voturile, centralizarea și adunarea bob cu bob înseamnă și un pic de aritmetică și coroborat cu niște jocuri care se fac la momentul, jocuri cu ghilimele de rigoare, în momentul în care sunt centralizate voturile, am considerat că pe o prestație foarte bună a partidului în alegerile parlamentare din 11 decembrie, vorbesc de organizația județeană, ținând cont și de faptul că am fuzionat cu UNPR-ul și zestrea partidului din punct de vedere al reprezentanților în administrația publică s-a mărit considerabil, m-a dus cu gândul că în urma unor, sau într-un context favorabil, putem să luăm și un senator. Gândindu-mă la următorul aspect, niciunul din partidele participante, competitorii electorali, nu vor avea jumătate plus 1 din numărul total de voturi valabile exprimate ca să-și iau un mandat de senator direct. Pentru că, având doi senatori, logică, ca și un senator să aibă jumătate plus 1 din numărul de voturi valabile exprimate. Da, și atunci, să zicem, repartizarea... Să zicem că în Alba sunt 5 deputați, nu? 5 deputați și 2 senatori, da. În acest context, eu am spus că la a doua etapă de repartizare a mandatelor, ținând cont de faptul că acolo poate intra și jocul norocului și partidele sunt cele care, într-un fel, gestionează situația, ne putem gândi că putem să luăm și un senator. Acum, dacă mă tot m-ați întrebat de cât de realist sunt, să știți că sunt un om realist și, de obicei, sunt și un om foarte determinat în momentul în care îmi propun să obțin ceva și eu am construit această organizație și acest partid, aș putea spune, pentru că sunt unii dintre membrii fondatori ai Partidului Mișcarea Populară, sunt vicepreședinte în Biroul Național, am fost secretarul general al partidului la nivel național. Am construit acest partid bazat în primul rând pe determinare, pe curaj, dorința de a fi învingător. De aici trebuie să pornești. Și eu asta le-am insuflat colegilor mei și la alegerile locale. Să știți că nu este ușor să intri într-o competiție de o asemenea învergură la alegerile locale cu 90% din candidați care nu au mai făcut politică. Și din ăștia aproape mai bine de jumătate sub 35 de ani. Dar am reușit să le inoculez acest curaj și să-i convinc că, de fapt, ei sunt viitorul și prin ei se va schimba clasa politică și am reușit acest lucru. Avem
Înainte de fuziunea cu UNPR aveam 52 de consilieri locali, aveam 2 viceprimari, un primar, 2 consilieri județeni. Și vă aduc aminte cu tot respectul domnul Vasile Pop că tot într-o emisiune la dumneavoastră știți foarte bine că îmi spuneați și mi-aminteați de declarațiile unor lideri de la alte partide care ne spunea că nu avem nicio șansă să intrăm în Consiliul Județean. Aceeași poezie o auzi și acum. Nu luați 5%, nu aveți nicio șansă. Eu nu sunt foarte atent la, și vă rog să sper că ați reținut, sunt atent, dar nu sunt foarte atent la ceea ce spun și alții. Eu mă calez exact pe strategia și pe curajul și pe omenia și determinarea colegilor mei din Partidul Mișcarea Populară, la care, cum vă spuneam, ni s-au alăturat și colegii de la UNPR, în majoritate, pentru că nu sunt un om corect și spun lucrurile pe nume. Nu toți cei care li s-au alăturat din UNPR sunt foarte convinși să tragă la căruța asta. Dar eu sunt sigur că în momentul în care vom tura motoarele, toată lumea se va alinia la strategia și la ce vom stabili că vom face în campanie electorală. Avem în momentul de față 85 de consilieri locale, avem 2 consilieri județeni, avem un primar și 6 viceprimari. Suntem a treia forță politică, dacă e să privim din punct de vedere al reprezentării în administrație. Departe de primele două. Departe, dar gândiți-vă că vorbiți cu un președinte a unui partid care are un an jumătate, 2 ani aș putea spune, de când ne-am apărut și noi pe scena politică. Ori discutăm de partide cu greutate, nu din după 1990. Și dacă tot m-ați provocat, haideți să facem tot așa, v-am spus, sunt inginer, hai să facem un calcul matematic. Da. Fuziunea PDL-PNL, da? Da. Au avut, să laudă cu rezultate extraordinare, dar dacă e să calculăm matematic, în 2012 PDL-ul avea 17 consilieri județeni, PNL-ul 9, dacă nu mă înșel, da? 17 cu 9, 26. E, aceleași două partide în 2016 au luat doar 19 consilieri. Da, păi știți cum e, în politică 1 plus 1 face 2. Păi da, vedeți dumneavoastră, nu bat declarațiile politice cu ceea ce se întâmplă matematic. Eu asta am vrut să vă sugerez, că tot așa ni se spunea, nu mai vă zdrobiți că noi luăm jumătate din consilieri, adică luăm 25 de consilieri. Vă arăt declarațiile liderilor. Acum, cum să zic eu, înainte de... A merge lumea la urne, fiecare adevărat. Face niște, și dumneavoastră a zis este, că și primar și n-a fost să fie. Este adevărat că, bun, unul este mesajul mobilizator, că până la urmă eu mesajul îl dau pentru electoratul meu și pentru colegii mei. Așa eu așa nu pot să le spun, băi, eu intru în bătălia asta, dar să știți că n-am nicio șansă, eu o să pierd. Strategia e una, dar declarațiile astea de cele mai multe ori așa tendențioase, sigur că deranjează sau transmit și un alt mesaj către alegători. Și vedeți ce s-a întâmplat la Alba Iulia, pentru că avem un primar ales cu 36%. N-ați spus asta că n-a fost prezență la vot mare. Păi și nu credeți că până la urmă și mesajele astea transmite în spatul public? N-are rost să mă mai zdrobiți, că oricum tot noi câștigăm. Da, despre asta e vorba. Da, în fine, nu cred că nu cred că mai este relevant ce s-a întâmplat la alegerile locale. Important e că noi ne-am atins obiectivul, suntem în Parlamentul local, Parlamentul județean, suntem chiar și în Parlamentul, așa e normal să spunem, pentru că e legislativul județean și am intrat și în Consiliul Municipal în Alba Iulia. Avem un consilier, deci eu zic că Partidul Mișcarea Populară și-a atins obiectivele dincolo de toate declarațiile și răutățile care se spun pe seama noastră. Da? V-am spus, nu sunt foarte atent și nu mă prea interesează. Bun, acum, sigur, dumneavoastră ziceați că sunteți pragmatic, inginer fiind și calculat, sunteți realist și făcând referire la asta, urmăriți un loc de deputat și unul de senator. Bun, înseamnă că v-ați făcut și niște calcule. Cam cât ar trebui să obțineți acum parlamentare pentru a vă zbate și pentru un loc de senator? Trebuie să depășim 10%. Deci asta 10%. E, să mergem spre 12% ca să avem, să intrăm în calcule. Să intrăm în calcule și pentru un senator. Și pentru un senator. Bun. Exact. Pe de o parte, PNL-ul zice că vrea 3 deputați și un senator, pe de altă parte, PSD-ul tot 3 deputați și un senator. Da, păi deja nu se mai poate undeva, nu așa, dumneavoastră, un deputat și un senator, ALDE, care vine iarnă, tot un deputat și un senator, cum va fi? Dumneavoastră, până la urmă, cu cine vă veți lupta? Eu zic că cu ALDE, cu reprezentantul ALDE. Cu cine ne vom lupta noi? Da, da. Noi ne vom lupta cu noi, în primul rând, cu noi, da.
Pentru că cu noi, iarăși, sesizați ghilimele, în sensul că eu îmi pregătesc colegii și cei care vor intra în prima linie în această bătălie electorală și depinde de foarte mult de noi cum ne vom mobiliza. În rest, sigur, sunt atent la ce se întâmplă în stânga și în dreapta mea, sau cred că mai corect să mă uit numai în stânga mea, cam toate trei partidele sunt în stânga. Și PNL-ul și ALDE. PNL-ul și stânga acum așa. Păi dumneavoastră vă face impresia că USL-ul a dispărut? Nici pe departe. Cel puțin în județ nu se vede. Nici pe departe. Ceva. Păi vă rog să luați instituțiile deconcentrate, să vedeți cam cine este și în ultima vreme inspectoratul județean, vă rog să-l... Bine, da? Bun, astea... Dar în lupta politică nu cred că... Asta e părerea dumneavoastră. Știți ce îmi spunea cineva acum? Aveam o discuție cu un domn care nu este în politică, dar îmi spunea: ai mare grijă că sunt câțiva consilieri care lucrează, consilieri locali, care sunt angajați pe la Electrica. Și mi-a zis: pe zona aia n-ai nicio șansă, că acolo e Medrea și cu domnul fost președinte a UNPR-ului, care zice, controlează tot. Păi vă face impresia că nu sunt influențe din punctul ăsta de vedere? Au fost influențe inclusiv la concursul de director, domnul. A, bine, astea, da. Eu mă referam la partea politică, la alegerile parlamentare. Păi politică, dar vreți să-mi spuneți că nu va fi nicio influență politică în zona asta a alegerilor? Va fi foarte mare, domnul. Haideți să nu ne facem că nu vedem lucrurile. Păi nu, că nu ne facem. Eu vorbeam de lupta strictă în alegerile parlamentare, de faptul da. Că... Și eu am spus că mă uit la trei partide care sunt stânga. Sunt stânga. Și acum v-am demonstrat, am încercat să vă demonstrez că am dreptate. Acum asta costă să fie. Și uitați ce s-a întâmplat și în... după votul din Consiliul Județean la președinte, când cei trei consilieri de la ALDE au fost executați. Păi ăștia i-au trădat pe PSD-iști, nu? Păi și atunci nu am dreptate când spun că ALDE-le cu PSD-ul e altceva. Și tandrețurile astea între PSD și PNL, nu le sesizați? Eu le sesizez, că sunt în mijlocul lor și le văd de cele mai multe ori, fără să fiu răutăcios acum, dar... Asta este. USL-ul încă nu a murit, este așa într-o liniște totală și probabil va reînvia imediat. Uitați-vă ce s-a întâmplat de la altă ieri în Parlament cu reducerea de taxă, 102 taxa, 102 taxa da. Domnului Dragnea, când s-a votat în fanfar PNL cu PSD. Da. Pe acum ce să facă oamenii? Trebuie să voteze. Chiar dacă e o măsură populistă, populația, oamenii se bucură chiar că taxa asta de mediu, timpul de mediu e total de acord cu dumneavoastră. Însă, ipocrizia este dusă la cote maxime. Adică votezi, după care te duci și atași la Curtea Constituțională. Păi nu-ți atași și votul tău? Eu te întreb. Măi, fratele meu, în momentul în care aveai o poziție clară a unui partid de dreapta, care asta trebuie să facă, să umble la reducerea de taxe, să reducă birocrația, să intervină în zona asta de relaxare fiscală pentru a investițiile să prindă curaj, da? Ce faci? Votezi ca și PSD-ul, după care te duci și spui: domnule, noi atacăm la curte și o să vedeți noi că... Dar de ce ați votat, oameni buni? Aveați o altă opțiune. Puteați să mergeți la tribuna Parlamentului să spuneți: domne, suntem de acord, cum și eu sunt de acord, că sunt o serie întreagă de taxe introduse aiurea și care afectează de cele mai multe ori siguranța și, până la urmă, și bunăstarea cetățenilor, dar nu putem să nu ținem cont un pic, domnul Pop, de faptul că încă bugetul de stat pe 2017 nu este în Parlament. Nu ne spune domnul Dragnea de unde ia banii ca să acopere găurile care se vor crea. Nici cum nu discutăm de 0,1% din PIB. Este mult mai mare, este undeva la 6,8 miliarde de lei deficitul pe reducerea acestor taxe, dar nu ne spune de unde le completăm. Ne vom trezi că probabil domnul Dragnea va ajunge, cum speră domnia lor și Doamne ferește să nu se întâmple, la guvernare, când o să ne reintroducă din nou taxe și impozite. Mai e un lucru care nu ne spune nimeni. De ce în alea 102 taxe nu s-au eliminat taxa de stâlp și acciza pe motorină și pe combustibil? Taxe introduse de guvernul Ponta. Din 2012 în 2015, guvernul Ponta, din care făcea parte și domnul Dragnea, au introdus 42 de taxe și impozite. Și de ce acum, dumneavoastră, știți de ce nu s-au eliminat și taxele? Pentru că e o chestiune de populism. Păi nu, deja dacă se mergea și pe zona asta, deficitul se ducea undeva în jur de 11-12 miliarde. Ce știți ce însemna lucrul ăsta? Exact situația crizei din 2009. Din 2010, pardon. Deci cam acolo ne duce PSD-ul cu măsurile astea populiste. Și dumneavoastră cu ce veniți?
în întâmpinarea electoratului? Cu ce proiecte? Cu ce comisiuni neapărat? Eu am spus-o și vă repet și dumneavoastră. Partidul nostru o să vină cu un program de guvernare foarte succint. Nu o să fie foarte stufos, pe o pagină, două maxim, în care vom spune măsura, sursa de finanțare și timpul de implementare. Și dacă vreți, vă dau două, trei elemente. Din punct de vedere al sănătății populației, legea sănătății care este în Parlament depusă de către mine și colegii mei din PMP, urgent pe ordinea de zi, votată și trecută în regim de urgență pentru a revigora și a readuce, dacă vreți, demnitatea atât a celor care lucrează în sistemul de sănătate, cât și siguranța cetățenilor. Și vă dau două exemple. Monopolul Casei Naționale de Asigurare de Sănătate trebuie să dispară. Și asta nu este doar în România, ci uitați-vă la țările europene. De asta avem situația care o avem acum în România. Medicul să fie plătit după gradul de complexitate a activității sale, a operațiilor. Nu sunt un om care să fie specialist în zona asta de sănătate, dar înțeleg, noi funcționăm pe un sistem de sănătate după modelul rusesc, din 1940 și nu știu cât. Și asta mi-a spus un profesor, un doctor care lucrează în domeniul ăsta. A doua chestiune este legată de legea educației. Legea educației readusă la forma inițială, așa cum a fost ea votată în Parlament și a asumat guvernul Boc răspunderea guvernamentală, și nu fărămițată și ciuntată de către Ecaterina Andronescu. Cam două elemente. Și un element foarte important la care țin și eu foarte mult, stoparea defrișărilor în România. 10 ani de zile să mergem doar pe o exploatare rațională și nu intensivă ca acum. Legea 33, legea moților, de urgență pusă în aplicare, pentru că avem o lege 33 care spune 20 de metri cubi pe an fiecare locuitor al zonei munților Apuseni, dar care nu este aplicată nici acum. Și nimeni nu spune nimic de lucrul ăsta. Cam iată, v-am dat doar două, trei elemente. Și o să vedeți, o să spunem chestiunea asta, cine o pune în aplicare, termenul și de unde sursele de finanțare. Asta este un program de guvernare. Nu povești că reducem 102 taxe și în ianuarie introducem 3 care de fapt le vor cuprinde pe toate. Nu o să mai spună taxa de timbru, o să fie introdusă în prețul benzinei, domnul Pop. Și o să mergeți la pompă să cumpărați benzina cu 7 lei sau cu 6 lei și ceva. Și așa e cea mai scumpă din Europa. Eu nu neapărat că arunc pe piață, dar se poate întâmpla că de unde acoperi gaura asta care se va. Și mai e o problemă care mi-a ridicat un cetățean într-o audiență săptămâna asta. A spus, bine domnule, sunt foarte și eu sunt de acord cu timbrul de mediu că nu e în regulă. Dar mi-a spus, domnul deputat, eu am plătit timbrul de mediu. Îmi vreau banii înapoi. Mi se pare corect. Adică, domnul Pop, nu mai plătim timbrul de mediu, dar statul român trebuie să dea înapoi și banii la cei care l-au plătit. Altă creștere a deficitului. Deci eu sunt de acord, nu sunt finanțist, dar cum văd lucrurile? Și fiecare în familie, când își face un buget lunar, spune, măi, am facturile astea de plătit, curent, că asta fac și eu acasă. Curentul, gazul, apa, ce am de plătit. Și ce rămâne? Ce îmi intră în bugetul familiei? Scădem astea, cu asta rămân. Bun, mai trebuie copiii la școală, la facultate și așa mai departe. La un moment dat te trezești și spui, bă, dar dacă mai cumpăr și un televizor sau nu-mi plătesc o factură, luna viitoare deja am probleme. E, cam așa ceva trebuie privit și bugetul ăsta al României. Adică eu sunt de acord că trebuie să renunțăm la niște taxe aberante, cum e taxa de, nu știu, pe la buletine. Deși cu chestia asta cu pierdutul buletinului, să nu mai plătești că ți-ai pierdut buletinul, mi se pare corect. Adică tu ți-ai pierdut buletinul din neglijență și statul să suporte chestiunea asta. Deși cheltuielile sunt minime. Câți oameni își pierd buletinele? Până la urmă depășim în momentul ăsta. Câți își pierd buletinele într-un an de zile? Dar sunt niște taxe care, de fapt, ar trebui să ne ducă spre zona de debirocratizare, să nu mai avem cozile alea infernale, pe la pașapoarte. De ce nu pot să mă duc online, suntem în secolul 21, să pot face o plată online, să pot să intru, să mă duc la un ghișeu, nu doar să spun, domne, poftim dovada că ți-am plătit, ăla să spune, domne, vii mâine la ora 10, ți-ai ridicat documentul. Sau măcar mergi la un ghișeu să faci toată lucrurile. Despre asta, sau ghișeu unic, despre asta nu mai vorbim. De e-România nu mai vorbim. Plata taxelor prin internet, centralizat, în toată România. Îți povești frumoase. E, în schimb, acum auzim că vine iarăși cu promisiuni că, acum eu v-am spus câteva din
ceea ce cum am discutat noi la nivel central și v-am dat așa doar sumar. Da. Programul de guvernare o să-l prezentăm, pentru că niciun partid politic nu iasă decât cu temele principale. Dar, pe urmă, o să vedeți, avem un program de guvernare foarte bine pus la punct, inclusiv oamenii pregătiți pentru cei care, pentru problemele pe care le vrem să le rezolvăm. Dar auzim iarăși de spitale regionale. Știți, liberalii ne-au spus că o să fie spitale regionale. Dar vă aduc aminte că în 2012, guvernarea, campanie electorală USL, Nicolaescu ne spunea de spitalul regional la Alba Iulia, în zona Talciocului. Vă aduceți aminte, da, nu? De promisiunea asta. Păi, dragii mei, ați fost la guvernare 2012-2015. USL, o da, parte da, 2012-2014 USL, pe urmă doar PSD-ul singur. Păi de ce n-ați făcut? Sau cel puțin să, bă, o sfințire acolo, o piatră, cum să fac o mănăstire, măcar... Bătute nici acatiste acolo că se face spital, că se va face la calendele grecești altceva. Dar vedeți dumneavoastră, venind iarăși în spațiu public cu promisiuni din astea, fără conținut, fără că astea sunt promisiuni, de fapt nu sunt proiecte. Un partid serios, cum este Partidul Mișcarea Populară, vine cu proiecte. Adică vine și spune, domne, uite care viziunea noastră despre... Încă o dată, s-ar putea viziunea noastră să poată fi completată. Noi nu spunem că suntem cei mai... Dar în afară de PMP, care partid mai serios? Nu mai este al partid. Nu mai este al partid serios? Tot ești serios? Nu, lați așa. Nu. Păi eu am spus că suntem un partid serios din punctul ăsta de vedere, adică a programului de guvernare. Acum, sigur, luați-o ca un cancan. Nu vreau să jignesc pe nimeni. Toate partidele din România, atâta timp când sunt partide înregistrate în registrul partidelor politice, sunt partide legale, sunt partide serioase, sunt partide care pot deveni neserioase într-o campanie electorală, știți? Da, cu președintele Traian Băsescu v-ați întâlnit acum recent. Alaltă. Ce zice dânsul? Domnia sa ne-a semnat listele de... Și ce zice? Cu cine credeți că veți face o alianță în caz că... Nu. Deci abordarea asta nu o facem într-o discuție, pentru că nu. Totuși, gândiți-vă că discut cu un fost președinte al României, dar în calitatea mea de lider politic avem abordări de genul ăsta în contextul ședințelor de Consiliul Executiv Național. Și categoric o viziune din punctul ăsta de vedere rămâne în atenția noastră, dar noi am spus-o foarte clar prin vocea domniei sale. Vom fi partidul care va intra la guvernare, un partid mic, dar va intra pe masă cu funcția de prim-ministru. Și cu cine v-ați alia? Și cu cine nu? Dacă veți intra la guvernare. Asta înseamnă că veți fi de opoziție, că nu va accepta o abordare, nici PSD-ul, nici PNL-ul, un premier PMP în cazul atunci în care... Atunci nu mai are rost să vă răspund la întrebare, categorii vom fi un partid de opoziție. Dar dacă mă întrebați, eu nu pot să vă răspund decât din perspectiva faptului că Partidul Mișcarea Populară este un partid de dreapta, este un partid de centru-dată, afiliat familiei... Europene, a partidelor de centru-dreapta și ca atare prin asta v-am dat un răspuns. Însă nu excludem susținerea unui guvern care are un program de guvernare care va cuprinde și măsurile pe care noi le susținem odată, iar pe de altă parte ne vom uita foarte atent și la cel care conduce acel guvern. Aș fi tare curios să văd ce fizionomie ar avea președintele Klaus Iohannis când ați merge dumneavoastră să-i propuneți premier pe Traian Băsescu. Credeți că s-ar schimba ceva fizionomia domnului Iohannis? Eu cred că nu. Pe domnia sa greul mișcă ceva. Bun, haideți să ne întoarcem un pic la dumneavoastră. Candidați pentru Camera Deputaților. Da. Și în lupta asta, pentru cele 5 locuri disponibile pentru județul Alba, în legislativul României, eu să numesc primii 3 candidați de la cele 2 partide clasice, puternice, cum vreți să le spuneți, vechi, cum le-a spus dumneavoastră, și o să vorbim pe tema asta puțin după aceea. Învechite, vechi, tot acolo. Pe primul loc, la PNL, pentru Camera Deputaților, este Florin Roman, pe locul 2 Corneliu Larg și pe locul 3 consilierul județean din zona Blajului, Claudiu Răcuci. De partea cealaltă, la PSD, pe primul loc este domnul Ioan Dânzu, pe locul 2, oarecum surprinzător, Cornel Suciu, îl cunoașteți, economist, a pierdut un tren odată, a avut o șansă mare și n-a ajuns, și pe locul 3, primarul din Comunei Ciurud, Gheorghe Damian.
Ba, asta, sigur, mai este și ALDE de luat în seamă, unde pe primul loc la Camera Deputaților este fostul liberal din PNL, Horațiu Josan, fost primar la Aiud. Orientativ, acum, asta sigur că veți fi diplomat și nu veți spune, nu mă interesează eu, dar cam așa, luându-i ca personalitate, ca politicien, ca fel de a fi, ca popularitate, cam ce vă îngrijorează la unii, la alții, la... Nu am niciun fel de emoții și niciun fel de îngrijorări. Eu o să vă răspund așa cum am făcut-o și la alegerile locale. În opinia mea, toți cei care intră într-o competiție electorală de un asemenea nivel sunt oameni valoroși. Pentru că nu, aș fi ipocrit să spun, să mă apuc acum să vă spun niște lucruri de, că pot să spun despre fiecare câte ceva. Ce partid și-a pune în față? Și ei ar putea să spună despre mine. Din punctul ăsta de vedere, nu o să auziți din gura mea niciun lucru rău. În schimb, în momentul în care vom intra în competiția electorală, sigur voi avea probabil și poziții și declarații publice vis-a-vis de cum se desfășoară campania electorală. Acum, fiecare partid politic, cum a spus dumneavoastră, nu își pune pe listă mediocrități, cum spune, dar nici nu riscă să predicliteze lista. Comentariile, dacă vreți, sunt deprisos din punctul ăsta de vedere și m-aș referi la una din liste, la cea a PNL-ului. Și chiar ieri citeam în presă comentariile ziariștilor, nu ale mele. Așa. Au pe locul 2 un om care are probleme cu justiția. Cu incompatibilitate? Incompatibilitate și știți foarte bine că doamna Mizil... A scăpat de problema asta, eu așa zic, nu? Doamna Mizil a luat un an ieri, alaltă ieri, cu suspendare și îngrădirea drepturilor. Să spun întrebătorilor că vă referiți la Cornelia Olan, da? Care ar fi avut fiica... Angajată la cabinetul la Parlament. Da, e conflict de interese, 2012, da. Este între cei 38 de parlamentari. În opinia mea, cred că este un risc major. În rest, n-am niciun fel de probleme cu domnul Olan, l-am avut coleg. E problema domniei sale, cum și-a gestionat cariera. Dar e un pic de ipocrizie în declarațiile colegilor din zona liberală, care vor spunea că vor veni cu oameni fără probleme, cu oameni care nu o să fie atinși niciun fel de probleme din zona asta. Dincolo de asta, până la urmă, interesul politic contează cel mai mult, primează cel mai mult, voturile care vin, din ce zonă, cum vin, fiecare partid așa gestionează și își calculează pașii. E problema domniilor lor, e problema lor să răspundă la niște întrebări care sigur se vor pune în campanie electorală și de către mine și de către ceilalți competitori electorali, la fel cum probabil și eu voi fi întrebat, voi primi diferite întrebări referitoare la unii colegi de-ai mei din țară sau din alte județe. Dar asta e viața, mergem înainte. Dar, făcând o paranteză, în cazul domnului Corneliu Olan, primar actualmente la Comuna Horia, dumneavoastră sunteți deputat. Până la urmă, haideți să vorbim. Care e problema asta cu incompatibilitatea? Dacă fiica mea, eu sunt deputat, dacă fiica mea e capabilă, e școlită în domeniu, să mi-o pun mie la birou, care e problema? Domnul Pop, hai să vă spun care e problema. Da. Noi suntem parlamentari, deputați, nu? Facem legi, da. Legislativul. Indiscutabil. Avem o lege care spune că unui cetățean îi se interzice să facă, pentru că dacă face ceva, înseamnă că este infracțiune. Ori în momentul în care un cetățean al României, că tot vorbim de egalitatea în drepturi și toată lumea este egală, face legi. Un cetățean încalcă o lege, răspunde pentru ea. Ori și un parlamentar care știa foarte bine ce înseamnă conflictul de interese și interzicerea, pentru că am fost prelucrați la Parlament și ne s-a spus foarte clar de la compartimentul, că noi avem fiecare un angajat care răspunde de tot ce înseamnă funcționarea cabinetelor parlamentare, angajat și mai departe. Și primul lucru care ne s-a spus, atențiune, nu aveți voie, încălcați legea dacă angajați neamul rude până la gradul 4. Păi și care e gradul momentul 4? Ca să știm și noi, poate. Păi până la văr. Da. Păi în momentul în care tu încalci legea asta, înseamnă că ai comis o infracțiune. A intrat în zona conflictului de interese, Agenția Națională de Integritate s-a sesizat și majoritatea parlamentarilor, au fost unul sau două cazuri care... Dar am înțeles că dânsul și-ar fi angajat fiica înainte de a apărea hotărârea asta prin care auziți, legislativă... Ca și acum, că au modificat legea,
că se pot angaja. Păi, domnul Pop, nu mi se pare corect. Sau explicația doamnei... Păi dumneavoastră, dați vrea să aveți soția, nu dumneavoastră acolo. Nu, păi hai să vă spun ceva. Dacă tot m-ați provocat, domnul Nungu, băiatul meu era șomer și și-a deschis o afacere acum, pe picioarele lui. Puteam să-l angajez și eu la cabinetul parlamentar, dar n-am făcut-o. Păi, pentru că știam. Păi cum să nu pot? De ce să nu pot? Păi ziceați că... Dacă eram... Pe considerentul dumneavoastră, a, da, puteam, nu? Meu, și acum, da, probabil, eram și eu în zona asta de conflict de interese, cercetat pe la Înalta Curte de Casație și Justiție, prin diferite zone. Am refuzat să ajung în zona asta, dar până la urmă, nu vă rog să nu, să nu luați în calcul declarația mea de acum sau răspunsul meu ca un atac la Corneliu Oraru, nici pe departe. Am înțeles. Și ca o chestiune generală legată de declarațiile pompoase a unui partid care spune cât este el de imaculat și de virgin, dar în schimb ne prezintă candidaturi, că mai avem în țară situații de genul ăsta. Da, sigur, hai că mai păcălim o dată electoratul, nu? De dragul voturilor, că să strângem voturi. Da? Sau vreți să vă mai spun ce se vehiculează în piață, în târg, aici? Nu, spune. Că Olaru trebuie să aducă votul, după care nu-l validează. A, și să meargă locul 3? Păi, sigur că da. Păi, domnul Găcuci, da? E mai puțin cunoscut. Dar vine din zona Blajului, deci, vă rog, de primar, să nu mai... Auziți, vine din curte de la domnul Rotaru, domnul Răcuș, nu din zona Blajului, că asta e mai prea mult spus. Cum adică din curte? Din Ograd, adică dacă domnul Rotaru a venit și o dat cu pumnul masă, că eu știu... Așa, pumnul puternic are. Are pumnul puternic, știți, pentru cei care se tem de el. Da. Am înțeles. Bun. Pe de altă parte, haideți să facem un calcul. Dumneavoastră mă puteți contrazice. Eu zic că PNL-ul, și ne orientăm și după alegerile locale, chiar dacă mulți spun că alta e altă mâncare de pește, da, acum când vor fi alegerile parlamentare. Eu zic că va obține cel puțin două locuri de deputat și un senator. Sunteți de acord? Da. PSD-ul, două locuri de deputat, cel puțin. Adică nu cel puțin, nu va obține două pe PSD-ul. Și nici senator. Ba da, senatorul. Va obține unul și unul, ziceți dumneavoastră. Probabil. Un senator, în cazul ăsta, au făcut o alegere bună pe rectorul universității. Da, dar înainte de a spune că a făcut o alegere bună, vă rog să și spuneți că domnul Breaz a fost nominalizat, după care scos de pe listă. A fost acolo, da, era primarul din Ciuruleasa. Introdus primarul din Ciuruleasa, după care scos primarul din Ciuruleasa, a introdus primarul din Zladna. Și uite așa. Primarul din Zladna, da, Ponoran, a încercat să meargă la PSD. Nu știați treaba asta? Păi am auzit. Păi uite, și eu am auzit și păi, pe lângă asta că... mai și știu că s-a dus pe la Dragnea, pe la București. E, din păcate și acolo. Și a rămas în PNL. Multe... Păi acum ce să facă? A rămas, dar pe ușa din dos, a văzut că nu-i mai nici pe listă la Senat. Știți că era locul 2 la Senat. Locul 2 la Senat e ca locul 5. Păi da, 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 bun, dar pentru un om care e responsabil, primar ales pe listele PNL-ului și care trage la partid, ține la partid, nu făcea treaba asta, era pe listă și acum. Credeți că a fost scos? De ce credeți că a fost scos? Păi da, așa a plecat și domnul Simedru, nu a acceptat să fie pe 5 la Camera Deputaților. Păi da, dar nu s-a dus la PSD. Păi nu s-a dus, păi dânsul nici nu va merge, pe un liberal convins, nu se pune problema. Dar zic, n-am mai acceptat locul 5, că a zis, cum, eu deputat, așa, da. Apropo de Călin Potoc, ce ziceți, că nu figurează pe... Nu știu, nu, e o surpriză într-un fel, dar pe de altă parte, nu știu, domnul doctor a dispărut, în ultimii 2 ani a dispărut total din spațiu. L-ați întâlnit cu el în Camera Deputaților? Da, sigur, ne întâlnim. Nu e dezamăgit, nu... Nu-l văd. Nu-i genul de om. Eu îl știu pe Călin. Nu-i genul de om să lege neapărat cu lanțurile în funcție de deputat. Cum nici eu nu. Dacă vreți să vă spun pe aia dreaptă, n-am așa mari emoții, vai de mine ce se întâmplă. Dar care e problema? Care e problema, domnule? Eu în viața mea am pornit de jos de vreo câteva ori și nu... Acum nu cred că vom mai porni de jos, că totuși pentru un om care a fost în slujba țării 4-8 ani de zile și eu așa mă consider, e o onoare și o mândrie. Și chiar mi-am făcut datoria cu cinste și chiar responsabil. Păi nu, dar trebuie să continuați și dumneavoastră, că nu pere și are 6 mandate. Dar să știți că acum mă simt de-abia împlinit și poate cel mai bine pregătit să cunosc deja toate mecanismele de funcționare, știi foarte bine, pentru că e greu într-un mandat
să faci lucrul ăsta, mai ales că primul mandat știți cum a fost cu zbuciu mat, cu votul acela, când am avut mari probleme politice, că am îndrăznit să mă pun contra marilor lideri la vremea respectivă. Da, când făceați parte din PDL. Când eram în PDL, cu votul din, pe moțiunea de cenzură, cu reducerea salariilor, în fine. Și dacă tot m-ați provocat și am ajuns la discuția asta, vedeți, o atitudine de genul ăsta, cum a fost taxată în primul rând de liderii politici care s-au ascuns toți sub masă, unul n-a ieșit la televizor sau la radio sau în presă sau pe stradă să spună, domne, n-avem ce face, drag popor român, trebuie să facem treaba asta. Toți s-au ascuns, după care au arătat cu degetul. Dar spre Traian Băsescu, inclusiv lideri ăștia locali de pe aici, care acum sunt mari liberali. Mari liberali. Da? Ei, uite că eu am avut curaj, am rămas aici, am rămas pe drumul meu, pe principiile mele, nu mă dau înlături de la a spune lucrurilor pe nume. Da? Și am construit o organizație frumoasă a Partidului Mișcarea Populară, am făcut o echipă de oameni, vă spun, extraordinar. Deci mulțumirea sufletească că m-am împlinit atât din punct de vedere politic, am reprezentat țara asta în Parlamentul României cum am știut mai bine și am și lăsat ceva în urmă. Oamenii ăștia pe care astăzi îi vedeți consilieri locali, viceprimari, o să vedeți că vor fi viitoarea garnitură de primari, oameni serioși care chiar țin la comunitățile lor. Oameni tineri care chiar n-au făcut un gram de politică. Mi-au trebuit foarte mult să-i conving, să le explic că a stat deoparte și doar a spune peste gar că lucrurile nu merg ca lumea, nu e în regulă. Intrați, implicați-vă și ajungeți voi acolo să vă decide soarta comunităților pe care le reprezentați. Eu așa văd. Politica e foarte simplă. Noi o complicăm, domnul. Da, dar știți cum e, că da, o complici tu un gând în felul de a gândi, neapărat, de a nu, zice. Cu gândurile auzi, acum cu gândul păcătuiești, da? Dar când acționezi, atunci dar mai... Dar și în partid e mâncărime mare. Poate omul vine cum și în partid. E mâncărime mare între membrii unui partid. Fiecare vrea să ajungă mai ușor la Ciolan, mai... și se invidii. Și eu aș vrea să fiu pe primul loc sau pe al doilea sau pe al treilea, adică pe 10. Corect. Și... E foarte bine că se întâmplă așa într-un partid. Pentru că toți, în opinia mea, într-un colectiv, într-un club de genul ăsta, sunt buni. Dar când vrei să fii primul, trebuie să dovedești că ești în stare să fii primul. Că am pornit discuția de la faptul că domnul Breaz, rectorul universității pe care îl salut și îl respect foarte mult, ne cunoaștem foarte bine, a fost nominalizat de PSD, primul pe listă, dat publicității pe presă, l-ați prezentat toți, după care scos de pe listă și pus altcineva. Acum, cine nu știe că mai trebuie și susținere de la centru și... Nu e adevărat, să știți că n-ați văzut ce s-a întâmplat. Domnul Breaz, dacă n-avea susținerea de la centru și nu era susținut de Ecaterina Andronescu, domnul Breaz nu era primul pe listă la PSD, să știți. La Senat. La Senat. Primul pe listă la PSD, la Senat. Da. Mai contează asta. E, pentru mine, ca un om care îl cunoaște, faptul că a fost plimbat așa ca un om care... Tot. Nu e adevărat. Păi, și el nu merita lucrul ăsta să-i se întâmple, dacă vreți. Nu, așa e. Așa e. Acum, dânsii știu mai bine treburile interne, în sfârșit, până la urmă au ieșit. Până la urmă nu-i judec, dar, eu nu-i judec. Ce ziceți de ALDE? Că și la ALDE au fost frământări. Aici chiar n-a vrea să comentez, că eu am citit și eu de multe ori și am văzut multe lucruri care s-au scos, unii mai voit, alții n-au vrut să le spună. Sunt multe chestiuni, adică nu dai voie unui om să candideze care are 60 de ani. Am văzut că a plecat domnul Todoran cu grămadă, că i s-a interzis candidatura, care e prea bătrân. Mi se pare o discriminare fără margini. Pe urmă, declarații de genul că cineva e instabil, care acum e primul pe listă la Senat. La Senat, dar primarul... Nu se fac lucrurile astea, adică până la urmă trebuie să există și o minimă decență în modul în care... Da, marele perdant e Ovidiu Jidveanu, care a plecat din PSD, speranță... Nu? Domnul Jidveanu, eu îl cunosc foarte bine, că e unul care m-a contracandidat de fiecare dată și a pierdut. Și dacă o să mă întâlnesc cu domnia sa, o să-i amintesc ce i-am spus de 1 martie anul ăsta, când ne-am întâlnit pe stradă cu Flori. Și atunci el trecuse la ALDE și i-am spus următorul lucru. Dacă de două ori ai pierdut că te-am bătut eu, acum o să pierzi pe mâna ta. Și lucrul ăsta așa și întâmplat, pentru că, domnul Pop, în momentul în care ai plecat dintr-un partid care, de fapt,
te-a consacrat într-un fel. Și vă spune unul care căruia i s-a întâmplat lucrul ăsta. Dar nu m-am dus nici la PSD, nici la PNL. Am creat eu construcția, o altă construcție. Da? E altceva când tu îți gestionezi o carieră pe principiile tale care te-au consacrat politic, care te-au ți-au adus valoarea aia, care ți-au adus-o mică, mare, nu știu, asta o să judece alegătorii. Când te-ai dus și te-ai vândut în altă parte, e foarte greu să fii acceptat. E ca un organism care îi se face un transplant. Nu la toți le reușește transplantul respectiv. N-a fost compatibil. N-a fost compatibil. Păi te duci din stânga în dreapta, unul la mână. A intrat într-un partid mic în care veleitățile și luptele intestine erau foarte mari. Toți vroiau locurile alea din față. Ori acolo, dacă tu nu mai ai susținerea care ai avut-o, e foarte greu. Acum, greu. Domnul Negus, cu stânga și cu dreapta, cred că s-au săturat toți cetățenii în ideea în care doctrina cât mai contează la un partid. Doamne, pe mine nu mă interesează ce gândesc politicienii. Până la urmă, eu nu pot să fiu decât... Eu așa văd un om politic serios. Domnule, dacă ai pornit pe drumul ăsta, eu sunt de acord cu dumneavoastră că doctrinele de cele mai mult se întrepătrund și, cum spunea Dâncu, marele strateg. Păi nu, el spunea, puterea se câștigă cu stânga și se conduce cu dreapta. Cu dreapta. Majoritatea guvernelor au câștigat alegerile pe măsuri populiste, cu stânga, măsuri dăm în stânga și în dreapta, au ajuns la guvernare și au crescut taxe, impozite, ca să adune, că nu poți să tot împrăști și să nu pui înapoi ceva în coș. Dar eu vă spun ceva și tot la mine mă refer pentru că nu vreau să supăr pe nimeni. Dom'le, dacă eu am pornit pe un drum, păi pe ăla mă duc, că mai cazi, că te mai ridici, că mai te târăști. Dar mergi pe el. Mergi pe el. Consecvența, sigur, că mulți spun, consecvența e apanajul unui distins animal. Nu. Consecvența și câteodată e și foarte importantă. Încăpățânarea. Acum sunt și scorpion, deci am calitățile astea, încăpățânare, consecvență și curaj, nu lipsesc. Ziceați într-o declarație de presă că PSD și PNL, vă citesc, sunt partide învechite care nu mai au ce oferi electoratului. Dar PMP e nou, dar nu e cu oameni vechi. Cu politice. Noi astăzi sunteți un reprezentant al politicii de lungă durată. Vă rog sunteți... să nu priviți când spun vechi. Învechit. Vechimea nu priviți ca număr de ani de când ești în politic. Că vă dau exemplu de oameni... Vreți să ziceți că sperimate mai bine? Sau cum? Nu. Când spui despre un vin că este vechi. E mai bun. Extraordinar. Păi, când poate spui că este un vin învechit... Pe păi poate învechit, și factele astea înseamnă... Nu, am spus învechite, vă rog să... Nu vechi, am spus învechite. Vin învechit, nu cred că îl vezi. În sensul de perimate, nu? Da, nu, compromise. 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 Ba da, compromiterea acestor două partide a dus la... a spune că sunt învechite, pentru că au făcut acel conglomerat care se chema USL. În 2012 au mințit oamenii care și-au pus mari speranțe. Aduceți-vă aminte cu ce scor au intrat în Parlament, 70%. PNL-ul PNL cu PSD. Vechiul PNL, că acum e PNL-ul cu PDL-ul. PDL-ul au... S-au dus și ei acolo, deja sunt o apă și un pământ. Pentru că, da, păi domnul Pop, păi PDL-ul s-a dus într-un partid care în 2012 vrea să vă aduc niște declarații a liderilor PNL ce spunea de Hava și de Dumitrel? Păi domnul Pope, nu știu. Eu v-am spus, nu, lăsați că cearta e una și declarațiile politice care să iese acum în campanie, să le vedeți. Ce nu se poate în politică? Ba da, nu domnule, eu nu sunt așa. Domnul Pope, eu nu sunt așa. La mine e ori albă, ori neagră. Dacă mă duc și stau de vorbă cu un om care îmi spune, domnule, trebuie să faci asta și îi spun, da domnule, se poate, o fac. Dacă spun nu pot, îi spun nu pot. Mi se pare mult mai corect decât să faci ce au făcut ei. Vă considerați un om politic de centru dreapta? Mă consider un politician. Un politic. Nu. Un politician de centru politician. Dreapta? Un politic înseamnă că politica te-a făcut, te-a născut și nu. Păi nu m-a făcut politica. Eu sunt politician. De dreapta, de centru dreapta? De centru dreapta sunt. De când sunt? Erați în PD? Din PD sunt din 97. Din 97. Am fost în 97 până în 2000. Pe atunci PD era de centru stânga. Nu e adevărat. Pe PD-ul nu s-o... PD-ul nu s-o... Unul din FSN. Și care e problema? Păi și nu a fost de centru stânga. După aceea a intrat în... Nu. Niciodată nu a fost de centru stânga. Doctrina PD-ului
întotdeauna s-a diferit, a fost diferită de cea a fost când a fost în PSD, în FSN și s-a rupt atunci și s-a făcut cu Petre Roman. Atunci au avut ei doctrina pentru puțină vreme de centru stânga, pentru că era nișa aia, culoarul ăla creat, că PSD-ul se rupsese, cu era PDSR-ul, da, era PSR-ul, erau mai multe partide atunci. E, PD-ul întotdeauna a fost un partid de centru-dreapta cu veleități de dreapta. Mă aduc aminte și știu foarte clar și mi-aduc aminte anul 2000, care a fost de fapt anul de cumpănă, când PD-ul a avut acea zvâgnire cu câștigarea președinției de Traian Băsescu și am ajuns să dăm țării de două ori președinte, am ajuns la guvernare și așa mai departe. Și acum s-au vândut cu bagaje și cu arme, s-au dus la PNL, partid care întotdeauna a fost dușmanul de clasa PD-ului. Mult mai înverșunați au fost peneliști împotriva PD-ului decât PSD-ul, să știți. Întotdeauna. Cei mai mari, eu știu că eram acolo, cei mai mari adversari, cel puțin la nivelul județului Alba, întotdeauna a fost PNL-ul. Pentru că ei, cu ei ne băteam la tot timpul în campaniile electorale. Dar acum, uitați-vă ce se întâmplă. Da? Nu mai știe unul. Politic și... Dumneavoastră face impresia că cetățenii nu văd lucrurile astea? Păi, nu și le aduc aminte. Că ei văd mai bine decât... Le văd foarte, foarte bine. Au impresia politicienii. Foarte, foarte bine le văd. Dar s-au îmbătat cu apă rece crezând că ați văzut ce am făcut noi la alegerile locale. Păi nu, la alegerile locale cel mai mult omul se duce și spre zona de influență personală. Adică au persoane care încandidează. Unor persoane de pe o listă. Este subiectivă chestiunea. Acum ne ducem strict pe ceea ce reprezinți tu ca entitate politică. Sigur, legată și de persoanele care le reprezintă până la urmă. Că restul sunt povești frumoase. Și entitatea politică a PMP, cum o vedeți? Exact cum așa v-am spus, o determinată, curajoasă, cinstită. Punct. Da, pentru că așa mă determin eu pe mine. În vizomul cetățeanului, cum îl simțiți pe românul care merge? Atâta timp cât cetățeanul și conjudețeanul meu ne-a trimis în Consiliul Județean cu doi consilieri județeni, înseamnă că PMP-ul apare ca o alternativă la cele două partide. Deocamdată subțire alternativă. Subțire. Păi da, vreți să vă spun cum au intrat și celelalte partide, cum erau câte 3, 4 și PNL-ul în 2000 și PDL-ul în 2003. În 2000, tot așa, am avut 3 sau 4 consilieri, nu mai țin minte. În alegerile locale ați avut, mi se pare că unul dintre sloganuri era mișcarea face schimbare, nu? Da, face mișcarea schimbare. Face schimbarea. N-ați prea făcut-o la nivel de județ. Acum, în alegerile parlamentare, n-am făcut-o, dar, care va fi sloganul? Ați ales? Noi ne schimbăm așa de pe cum trece vremea. Tot mișcarea face schimbare. Face schimbarea, mișcăm România. O să avem mai multe slogane. Așa sună avem bine. Mai multe slogane. Nimează e da. Slogan. Acum, sigur, de strategia asta se ocupă un departament de comunicare. Nu se face așa haotic, da? Cred că ne reprezintă. Sloganul. Să uim puțin suntem de candidatul un partid dinamic, suntem un partid care crește. Domnul Pop, am reușit în Alba, în 2 ani jumătate, să avem peste 2400, aproape 2500 de membri de partid. Deci ăsta nu e un lucru oare și așa... Nu de aici, de acolo. Pentru un partid care acum a apărut. Păi eu nu m-am dus să iau pe nimeni cu japca. Dacă nu te faci membru de partid, îți pierzi locul de muncă. La mine, la partid, au venit oameni care chiar au vrut să vină. Păi n-ați avea scump, că ce să le luați? Dar nici nu e normal să se întâmple așa ceva. Acum nu vă faceți că n-ați sesizat de fapt ce vreau, ce vreau să spun. Păi de asta am zis, că n-aveați ce să le luați. Că da? nu sunteți la putere. La Partidul Mișcarea Populară au venit oameni care chiar au vrut să intre în organizație și în partid. Și n-aveai nimic de oferit. Sunt convins că... Ce le-am cerut tuturor care au venit și s-au înscris în partid... Zeci de mii de conjudețeni care ar vrea să facă politică, le-am cerut un singur lucru. Dacă au intrat în partid sau vor să se implice în politică, să aibă o țintă, adică să-și dorească ceva. Cine vine, care vine și spune, domnule, vreau să fiu și eu în partid, așa, ca să fiu și eu. Nu e corect. Adică trebuie să-ți dorești ceva. De ce vrei să te implici într-o zonă politică? Pentru că fie rămâi la nivelul de simplu membru, de așa acolo am nevoie de tine să-mi spui cum vezi viața comunității din care faci parte, fie dacă intri la nivelul militantului, te implici direct în lupta electorală pentru un post de consilier local, consilier județean, primar, viceprimar, mă rog, în fine, care cum ajunge pe palierul ăsta. Mai lipești și afișe la început, că trebuie și asta. Da, nu la început, eu lipesc și acum, care e problema? Și am lipit-o și când eram deputat în mandatul trecut la Partidul Democrat Liberal.
Mie nu trebuie să-mi vină să trimit pe cineva, du-te mă și pune-mi afișele mie acolo că îți dau o înghețată. Nu, m-am dus eu cu ei tot timpul. Cum? În decembrie o să fie cam fric pentru înghețată. Nu e nicio problemă. Combinăm cu... Bun. De ziceți dumneavoastră că veți... Așa, că vreau să vorbim puțin și de Senat, de candidatul dumneavoastră pentru așa. Camera... Principala cameră, nu a Parlamentului României, da. Așa se spune. E prea mult spus, dar camera superioară. Superioară, da. Și asta altă e decizională, nu camera deputaților. Nu întotdeauna. Constituția delimitează foarte clar atribuțiile celor două camere și sunt momente legislative în care Senatul este cameră decizională. Cum îl vedeți pe candidatul dumneavoastră pentru Senat, pe fostul primar din Comuna Menteș, Traian Ursaleș, în lupta cu Daniel Breaz, cu Alexandru Pereș, cu primarul comunei din Șprin, Daniel Musu? Domnul Pop, Traian e un om foarte hotărât și să știți că eu am avut discuții cu el foarte serioase din momentul în care s-a decis să vină în Partidul Mișcarea Populară. Știam de atunci și știa și el la ce să expune. Nu știam, se va ajunge să fie timpul. Suspendat de către prefect. A fost singurul primar suspendat din România pentru că a îndrăznit să candideze la PMP. Nu asta a fost problema. Însă, eu consider că în bătălia asta, când pornești în luptă să ceri votul oamenilor, discutăm de persoane. Nu mai discutăm de că sunt rector, că sunt primar, că sunt nu mai știu ce. Nu. Acolo, când te duci să dezbați cu omul, sigur, și partea de... emblematică, dacă vreți, de funcție, reprezintă ceva. Și partidul pe care l-ai în spate și sunt mai multe. Care... Sunt mai multe. Na, nu, m-ați întrebat de persoane. Eu cred că se va descurca foarte bine în această bătălie și cu domnul Breaz și cu domnul Pereș, mai ales. Bun, vă mulțumim pentru prezența în studio Capital TV și Alba, și vă mai așteptăm atât pe ziua de astăzi, stimați ascultători. La revedere!